vă salut! Astăzi, nu prea cu mult zâmbet pe față, deoarece tema noastră de discuție va fi despre război. Monumentul eroilor noștri, care au luptat pentru fericirea noastră, pentru pace, pentru liniște sufletească. Mai multe detalii vom afla astăzi de la doamna Olga Stati, soția veteranului de război, domnul Vasile Stati. Doamna Olga, bună ziua și bine v-am găsit! Doamna, bine. Vreau astăzi să ne povestiți despre acele timpuri grele care ați trecut dumneavoastră. Cam câți ani aveați când a început războiul? 16 ani. Cum ați aflat că a început războiul? Da, cum ați aflat? Vine eu, trecem în România. Dar au luat oameni întâi din sat, au luat la război. Și pe urmă s-a întors dincolo în coasă, înapoi la Iași. Și noi prășam la Sleau cu banilor de la Iași, e aproape aici. Și umbla avioanele așa ea. Ne temem, dar ce vin sfârșit. Aici nu a ținut mult aia. Dar... Vine eu, sărați, deci nu știi de unde era Dumnezeu, să știi. Vine eu pe jos, soldatul, el și el pront. Apoi din deal de aici, de cum se vede, de scopar la valea, până în sat era numai, nu lume. Și înapoi sărați, cred că nu mai trece. Greu a fost, tare greu. Da, ce să faci. E că am ajuns până... Noi trăim lângă Mișa Măsulăț acolo. Mama, noi, părintele nostru, trăim la Vale, de Pântână. Și veneau pe acolo, era, nu era sus șavă pe era pe acolo drum. Nu era sus de deloc pensat. Și venea de este tancuri, pe Glodărai, pe Nevoie, pe Hodorozeală. Avem un sărăieș lângă drum, chiar odată nu știu cum înapoi și... O răzbătut cornul, să vedem casă, de-am, ei, dar sărași vrea mâncare, și vrea mâncare, dar la atâta feneță de iertă mâncare. Mai mânca ei sărași prin sat, așa, dar Dumnezeu știi de unde vine ei. Dumneavoastră mai aveți frați, surori? Am avut, dar de-am mânat pe nimeni. Cât ați fost la părinți? Rămas numai eu. Păi am fost mult limitit, dar mama mea cu 6 copii au rămas atunci la război și la pat. Doamna Olga, vreau să ne povestiți întâlnirea dumneavoastră cu domnul Vasile. Cum a fost? Da, noi am fost în Mahală.
Să ne uităm și la prășuț și... Așa-i. Și v-ați întâlnit, v-ați plăcut și v-ați luat. De cum? Atunci nu era așa de cam, că dacă s-o luați, s-o duci, știi, tatăl meu, nu știi. Atunci, nu, dacă o duci mama, vă tata, că trebuie să te duci, apoi te duci să știi. Da, domnul Vasile, nu vă povestea nici o istorie, cum a fost la război, cum era pe front? El a fost rănit la o mână. Greu. Eu spune că la nemți, când nu încoase fost, apă, el era pe front de atunci. S-a plurănit și a fost că, cum, l-a dus în bolniță și a scăpat, nu știu de tare mult. Apă, erau jale, scârbă mari acolo, că erau, a zis că într-o... Într-o casă, când a intrat, era o moșneagă cu nevastă născut spata lui, și de lângă dăță. Vieți și greutate era. Să duce mama să la Cerneuță încolo cu... Nu era de mă bani, de unde bani să iei. Luaia că aveam, dacă când eram fieti mori, mama a dat o lucrață așa, că au țesut, a pus grămadă să aibă pentru fieti. Și duce un sac de blendă și aduce o două căldere de grâu, ori de orzări. Așa că așa era din ușor. Covoarele le schimba pentru da, hrană? Da, pentru mâncare, da. Ducem în Ucraina acolo. Și hrănați pe urmă părinec. Încă și bătaie mama a luat într-o rând, e prea nu știi și... Ies o jălui tot dreptomit, dar nu trebuie să păzești. E furat un șal, nu știu, e luat. Trebuie să păzești, dar cum, nevastă, de ce sunteți aici, în bazar? Ei, mai era nici nu spune de necăieri. Că lua pâine atunci de, la noi și la dușmani era cel mai mare sărăcie. Au fost niște presidat de primărie. Niște proști, niște nebuni și au scos și rătea de la oameni să luat. Eu eram de-a mă mărișoară și m-am dus să... Au venit încă unul, dar am pus în zereada cu ceplej, am pus să mai turnat și să fie să-l găsesc. Și a venit unul, tot un prost cu căruta, cu calul, și-a tras de acolo și-a curățat, o cicat pe șoi. Și el a luat și și-a rămas fără nimic. Da, și-a de-am arăt, am lăsat, nu era niște zic dită de... Făcut de foc, așa e, cum era atunci, să răsie. Și-am pus să zic pe marână și încolo apasie pe șoiul a fost scăpat. Până la sărbătorile de iarnă n-am mai avut noi ce mânca. Am tăiat oile, am avut vreo 22 și am tăiat oile și pe ce mă leag de crup. Și am zis unde este o cățic la fiecare, cu poate, nu așa cum staturi. Țineți vaca atunci sau nu? Am ținut și vaca. Vaca am ținut, vaca ne-o scos, poate dacă nu era... Vaca se duce tata săracul la... L-a luat acolo cu vaca și o mânzată tânără. Și era închisă într-un sărai și era în sărai și ala în cameră și eu unde se vaca, era pod. Dar la cap să așa la sărai, că am avut un sărai și lung, că era atunci, da, oameni, carul a dus, da, ei, mai e scurt. Așa, așa. Fiel de fiel. Și cineva care o știut că acolo nu era vândat un din de carul. Și da, noi țineam vaca în cuietă. În cuietă. S-o fure. Da. Și s-a dus și a scos. Vaca și-a luat. O paramată acolo și-a făcut, ei știu cum. A scos și-a parată. Și în noapte aceea când unins, nu știu cum. Că tata era la Păleș cu o două oi. Și da mama să ui că noi ești afară, ușa deschisă, vaca noi. Dar era urmă, știi, de piumă, așa, nu era mare, dar era urmă. Și era de s-a îmbrăcat și dus pe urmă. Și au ajuns cum așa la capul de sat. Și o găsătă. O găsătă, și ne călță, eu a făcat ziua, oricine știi. O găsătă, o găsătă și o adus înapoi și vaca ne-a scos de la răsărăție. Că ce, o jăun de lapte și o leacă de crupă și nu era canic. Da, da.
Doamne ferească, nu trebuie să nimeni să fie născut și am de sărăt. Tare greutate a fost. Țin minte că chiar și mie mi-a povestit cineva, chiar bunica mea, că mâncați și colăcie de la Troscot. Da cum? Brieni? Noi brieni n-am mâncat, fiindcă de-am avut oile și am avut vaca. Și o leacă de crupă și... Păi la urășnă, acolo, cum era, dacă nu era. Și apoi de-am unii rămasat să mă... Când umbla ei după... Păi stau că am rămasat să un tabătoc de păină, cum făcut să-l omoară. Și s-a suit în port să mai caute, mai găsați ceva. Chiar ură e ca din mahala adică. Să nu găsă nici, în port nu era nici. Dar tabătoc și ăla era acolo cu păină, întinde cum să zice. Și pune mâna și tabătoc și ăla să le iei. Dar eu de-am de tare și m-am puternicit, când l-am izghit odată și am luat sacul, zic, nu te rușe, nu l-au vrat ce-a fost lene, pun de greuntă, de făienă să iei. Dar el, a, ești bunică, ești bunică. Zic, eu îmi pare rău că nu m-am suit în pot să te dau jos. Dar știi că aveți faci scrie, păi zic, nu aveți în cei mai rău ca aici. Ei, râs să făcea din năruț, care era prost. Puteți să mai înconjuri, dar ei face nebunii de ei să prindea premii ei, că au făcut tare gine. Așa e mai băieți, tare mare greutate a fost. Cum a trecut noi atâta greutate? Cu părieții din cauza minte eram cât eram, tăță îmi le-am, că n-avea mai mult. Din cauza am unul și apă la altul, dar eu până acolo la noi este fântână, la poarta până la apă, cu discursă, prin gloat, prin omăr, prin... Nu numai eu și așa ceilalți. Așa era. Dacă nici nu era de un luat, nici nu era psilor. Da. Sărășie. Și cam câți ani a durat sărășia asta? Ei, cum? Din 47 până... Până în... Cum să spun? Din 47 până în 50. Mm-hmm. Până în 50. Vreo 3 ani. Da, 3 ani. Noi atunci avem săcar semănat. Doamna, adică uite, și ne dușa strâns, s-o cop săcară și ne dușa strâns. De mama avem o 4 găinuțe, deci că lăsăm de sămânță măcar să vin. Am ajuns la sânchetul și ea, deci că îl stăiem una și facem o mâncare și facem melighi de săcară. Și am mâncat el melighi de săcară primul și îl dat de dintre. Și s-a gătit. În 2 săptămâni, gata. El, cum, mama ne-a dat 9 porții de pe dânsă, dacă... Nu putea să lucrează să nu mănânci cât de... Era foame, vrea să mănânci. Era foame, sărac, dacă foame. Un om avea copil umbla la școală, mi-a spus. Și avea și era 2 frații. Și era... Să zice copiii amândoi odată la școală, unii înapoi, dacă era la neamuri. Când odată vine numai unul, vine acasă, numai unul. Așa l-am întrebat, dar neamu unde? Dar el zice că nu știu, nu știu, nu știu. Cineva a spus contract la dânsă, la prață. Ei de-amă repede și ala s-a dus și-s controlez. Când s-a dus era în ducul să-i pe toată lumea și toată splare, Doamne. Tăiat și îngropat în fața casă. Copilul. Reciclază și poți, nu știu. Dacă l-a judecat pe dânsul, ei l-a chinuit de acolo de copilul, s-a prăpădit. Dar să mai mănânci carne de copil, Doamne, ferește. Îmbla lumea cu brieni, certe, cu vai de capul lor. Adică de-am prins să mai revenit lumea urea, că eu îmi sunt deși mai dat, mă rog. Da. Și... Și... Eu mă pierdim primarul când a fost, eu mă întreabă, cum a fost nu să mamă cu oile? Zic, 2 țigani și 2 bani, el mă pierdie. Zic, răz, așa era, și... Și ați făcut nuntă mare sau? Ei, nuntă mare. Cu părință? Ei, nu era părință. Tatăl meu nu era numai mama și el n-avea părinți nici unul.
O soară vie mai mare și așa e. Dacă tot așa, vorne iar o leac. Și v-ați dus la sel soviet? Da, ne-am înscris. Cum era atunci înainte? Da. Și v-ați înscris și atât? A făcut o leacă de genunte. De-am primare m-a întrebat, dar cum era nuntă? Ai făcut palatcă? Zic, am făcut palatcă. Doi poni era mari de miere și pus miere. Așa era palatcă. Dar mâncare? Nu era. Cum am fost tare genină, nu știu cine steaptă, mai băieți de mă. Dar cum a fost nunta, chiar într-adevăr? Ce era pe masă? Ce era pe masă? Găluși, plate, cartofi, atât. Deci fermatorul de carne, nu știu că. De unde? De unde dacă nu era nic? Era perioada ce e grea. Da. Mama după ce mă rog tata Dumnezeu să-l ierte, pe ei a fost mai prin zapărne și-o cumpără pe două oi de muncă. Dacă noi eram de prins și peste vă 2 ani după ce s-o adus. S-o dus mai mulți oameni să nu știe. S-o adus. Să avem ce mânca. Noi eram ușor, dar avem pământ mult și lucram. Avem tot cele, dar acolo era aproape de baltă, gâști rătă, porși. Și cu domnul Vasile v-ați căsătorit, v-ați făcut casă, singuri? Pe urmă am făcut casă. Aici am făcut casă noi. Aici? Da. Acolo e o căsuță bătrânească. S-a pântrăit 8 ani acolo. Și pe urmă de-am adus câte o leacă, dar nu știu mai băiat ce am mai făcut. Că la acolo văd puțini bani, da? Și am grămădit-o cât e de casă aici. Aici de-am... Ei i-a dat cumnatul meu. Sora lui era la o... de-am era colvoz. Era la un colvoz, dar noi la altă... Adică un colvoz. Două colvozuri era în casă. Și... ei de mă nu-i dat să o curăț, cum zicem noi. Dar noi toți, bățelenii, tot știu ce cum, dacă e noi, mama mea, eu dacă și mama, dacă e soară și lucrează și e și are norm și are tățele, cum așa să nu-i dat? Ei, de ești care prost, am zis, ei, sunteți băgată, ați fost băgată, ați avut pământ, ați avut pământ. Da, deci vreau la... Ce era un rus, se duce Vasilenia la rus și el a zis, ia ca la noi să scrineți. Nu vreau să-i dea surori pe ogorod și trăim la un loc, de-am avem doi copii, avem două fete. Și e greu. Dar pământul care l-ați avut la părinți? La popor stă grămadă, la colhoz, gata. L-a luat la colhoz? De cum? Și ați rămas fără pământ? Da. Și a rămas fără pământ și gata de-am. Și... de-am așa la rus și ala zis că Vasile Fiodorovich, n-ai să faci nic. Fă-ți dai bine pentru Dumnezeu de loc de casă. Numai așa, altfel n-ai să răzbați. Și ea că a făcut el zăiulene pentru loc de casă și s-a nimerit așa că s-a plinit. Și i-a dat pentru Dumnezeu aici. Dar e singură că era omul, e tot murit și front. E zis că decât să mă duc eu acolo, deșeți vă voi și vă făceți și eu rămâne aici, și urmiți faci și ei, dacă îți puteți. Și am venit și am făcut căsuța și aici, dar dai seama, m-a curit cu paie, cu tu, cu... Cum era înainte? Cum era, da, sărăcie. Și urmă am dat și-am pus oală, după oală am fost șuper. Și am o băiatul și casă de-am refăcut pe asta. Tamara a zis că vremea e mare, casă mai bună e. Și sănătos trăit. Și pe ei de-am mai făcut și ei acolo, căsuța așa de 4 pe 8. Ei, așa, căsuța. Și dacă a murit, eu am vândut-o noi acolo și... Dar băieți și ei nu au scăturit, scăturitul, că nu era scăturitul, scăturitul și o țină în loc de sărai, băieți. Mai faci, sărăcie mai băieți. Hai de capul nostru, nu vă doresc niciodată, nici
greutate și nici o rău. Tare mă iese gine că nu ești liber, dar mă dăm dacă nu pot. Mâinile mă dură amândouă, șarele mă dură amândouă. E, așa e, numai nu am închis ochii. Ați pomenit că aveați două fete, dar acum dumneavoastră locuiți cu băietul. Câți copii aveți? Trei? Trei. Trei copii. Două fete și un băiet. Așa. Și fiul a rămas în casa părintească? Și îngrijește de noi. Și îngrijește de dumneavoastră. Cum vă împăcați? Cum vă împăcați cu fiul? E de vada prost. Cum intră în oră? Harnic, cum intră, nu știu decât Ilea, că eu mai ucărăt. Lasă-mă, încerc că și eu am alergat. Să mă năpotnic. Numai 12 ani am lucrat la lentă, la tițiun, la ciment, la hârtie, în când era. Și nu puțin frig în trase, mă cresc acolo. Iată și chiarle mă dor și... Câți nepoți aveți? Nepoți nu mulți. Nu mulți? Strănepoți ori nepoți chiar. Nepoți, nepoți. Nepoți doi numai. Soțul, când a venit de la război, domnul Vasile, a venit cu medalii în piept. O vine să vă iau grămea, dar mic de ale, dar ce ajută să spune. Era veteran. Îl chema la 9 mai tătă vreme. Uneori îl chema și-i da două flori, dar uneori mai da fiucă vechi. Domnul Vasile, atunci pe front, au găsit niște conserve? Au găsit. Au zis că era plin în biețurile conserve cu... cu răsituri, cu pești, cu... Și mâncau sărăsii, vezi să fac, că era flământ. A noștri nu erau prea hrăniți bine, da, pe front? Moldovenii noștri nu erau hrăniți bine pe front? E. Au îndurat și ei foame acolo. Dar cum, să iei hrăniți? Două de la atâta. Cum aflați că a murit cineva pe front? Dar telegramul trimite. Unde trimite? Trimite la primărie. Nu era oficiu poștal? La poștă. La poștă? Da, unii nu erau nici altceva. La poștă trimite telegramă. Bătea femeile sărată. Trimite telegramă, găsesc documentele la dânsul, care găsesc, dar care nu. La cumnată, eu, fratele noastre, nu eu găsesc. Nu trimit nici. Nu găsesc documente. Și bărbatul curnat de mele, tot mărți. E chinuie, e năcăză, e flământ. Era un fel de tizăță, de torf, zice, că lucra la torf și ăla, nu le dă mâncare nică. Mai cădea și pe acolo, mai muri. Când e rău, nu mă întrebă parte. Mă ta ca și ai lucrat atâta viața? Sau ați fost casnică? A fost și a fost atâta vreme. Eu am lucrat atâta și el la lui în urmă departe. Și am fost chinuit ca Hristos. El avea un hectar de zi și apoi avea de mă alte norme și eu la tiun și zilnic. Tătă viața ați lucrat la pământ? Tătă viața la pământ, dar pe unii. El a mai lucrat vreo 3 ani la toc, la biserici la toc. Și apoi eu rămâneam cu tăti singurică, dar eu i-am spus, oare lepăl tu, oare lepăl și eu și mă duc lume, ce îți fac eu singură, tu șez acolo. Și apoi le-a lucrat 3 ani și apoi lăsat, nu mai lucrat. Avea zi, avem zi, avem pământ o grămadă de norme și și eu singur, cât avem zăvdesc. Și împreună, ați crescut 3 copii, i-ați aranjat la casa lor, toți. Apoi eu și m-am dus la lentă, m-am dus în bar din cioare acolo, din pat, din pal, m-am dus pe trăzăr să-i scot la învățătură și m-am dus la poarta numărului și împrumut. Povestește-ne cum ne-ați țesut. Văd aici un covor așa mare și frumos. Covoare n-ați țesut, de ce ați țesut? Aici ai cumpărat. Dar eu am țesut cele mai... Mai simple? Mai... Am putut să țesut, dar... N-am avut vreme. Am țesut șătrâni, stolișoare, o... păritare de cele...
Atât sunt tare mult, atât. Am luat cu șase spate cu lână. La mine, cum, eu n-aveam când mă ocupa cu... Dacă îmblau numai pe dealuri, dacă intra fetele la școală, puteam le învăța la școală. Și atunci când fetele le-am cusă în cușit, atunci m-am început și eu cu asta în cușit. Dar pe-am cusut o grămadă, dar plăcea. Doamna Olga, vreau să vă întreb, la momentul de față, cu ce vă ocupați? E ca coiață. Și cum vă descurcați? Asta e ocupația dumneavoastră. Altceva nu pot face nici. Și ce faceți cu roțele? E? Ce faceți cu dânsele? Le dăruiți? Da, vă să dați la una și la alta care vin pe le dau. Nu pot să te degeaba, fată dragă, nu pot să te degeaba. Și altceva nu pot face, că nu, țămara aleargă singură, că eu nu pot. E spală, e face mâncare, e tot. La Casa de Cultură îți fac o șezătoare să organizez și să-ți chem și pe mata să vii. Dar cum să vin? Dacă nu pot. Vinim noi la mata, dar veniți aici. În fața dumneavoastră îl avem pe feciorul cel mai mic, domnul Victor Stati, și vreau să-l întreb pe domnul Victor, ce istorie v-a rămas în amintirea dumneavoastră de la tata? De la tata mi-a rămas ceva din război, că catare nu prea spune, nu prea iubire să vorbească, că erau niște vreme grele, care nu chiar amintiri dureroase. Dacă ceva mai spunea. Mi-aduc aminte până la război, în 40, prima dată, când a venit armata sovietică și nu e eliberat. Tata povestea că avea bunica, Dumnezeu să ierte, eu n-am cunoscut-o, mama lui. Avea o caldare de metal. Și nu prea erau atunci, erau erau raritate, orice obiecte erau raritate. Și a venit un tanchist sovietic și a luat caldarea babii, să iei caldarea, că trebuie ceva acolo, în drum. Și baba bătrână, limba rusă nu cunoștea, îi spune, lasă-mă, e caldarea. Și s-a apucat, i-a trece la dânsa, tanchistul la dânsul, și într-un moment i-a dat o blind de babi. De s-a dus baba cu fetcolo, de tevălucu. Și tata era tânăr, avea el, avea atunci 16 ani, nu, 26 de ani. Asta din 24, da, 16 ani. Îmi pare că-i pretânărea, dar avea 16 ani și s-a luat el cam la bătaie cu tanchistul și l-a pălit de câteva ori și așa l-a vrut să-l împuște după asta lor. Vreau să-l împuști pe calare și pentru că, dar el își, mă rog, și-a apărat mama. Și după asta, până la urmă, el a stat ascuns, vreo două săptămâni a stat ascuns din cauza că tot al catau să-l împuște al catau. Deci, mă rog, după asta s-a trecut, s-a început perioada de război. Noi știm că moldovenii mai mult care au fost până în 44, participat o parte din trânsul după din armata română la lupte, așa era timpul, binevol sau nu binevol, cum era, chema țara și se ducea. În 44 a fost mobilizat în armata sovietică. Și povestea tata că i-a dus în regiunea Riazan, după Moscova, să-i pregătească de... să le facă cu cât de cât o pregătire de luptă, că să nu-i ducă, cu tot că de multe ori duceau așa, cu, fără să știe ceva, fără să... și se pierdeau viața în zadar din cauza că nu erau pregătiți de lupt. Deci i-a dus în regiunea Riazan, mai erau din sat, mai erau careva, menționa el, nu-i mi-amintesc cu tamanșini și cum. Flămânzi, năcăjiți, fiindcă erau de câțiva ani de război și dacă și era ceva de mâncare, se ducea pe front, unii pe linia întâi, pe linia întâi, acolo unde se duceau luptele.
aici în spatele frontului stăteau mai mult flămânți și mergeau acolo pregătirile care. Și îmi amintesc așa o istorie amuzantă că erau moldoveni, nu precunoșteau limba rusă, nu aveau de unde să o cunoască. Și au ajuns ei aproape de 7 noiembrie, cum era revoluție, sărbătoarea Marii Revoluții din octombrie. Și comandantul le-a spus că zavtra praznic. Dar ei vorbeau între dânsi, zici, băi, mâine și praznic. Gândeau că pe la Moldova să fac cineva un praznic, o masă, o de pomeniri ceva. Și că mâine am să mâncăm și noi mai mult, poate ne da ceva acolo, nu știu, veluși, plache și ne vor da praznic. Se gândeau la mâncare. Da, se gândeau la mâncare, că erau flămânți tot timpul. Și a doua zi eu scos și o mărți cu flămânți cu pas și cadențat, la paradă. Și asta a fost praznicul și ala la care ei s-au ei. Da. Se gândeau ei care să mănânci rost. De râs și de plâns. De râs și de plâns, da, o istorie destul, așa, și tristă și hazlie, cum ziceam. Și apoi de mai povestit de pe front, că de obicei avea nașului, au fost toadri, state, poștalionul, cum se zice la noi, mort, de bun Dumnezeu să odihnească și așa la Sfânta Dreptate. Apoi de la dânși, când se strângeau la mesele de sărbătoare, la un Paști, la un Crăciun, apoi mai ascultam cât ceva din istorie, din luptă, dar așa în deopște nu povesteau că, mă rog. Le era dureros să amintească de cele momente. Erau dureros, povesteau cum alerga omul, se ridicau la atac și alerga omul și îi sărea capul. Și după asta încă vreo 20 de metri trupul fără cap, alergau fără mâini, fără picioare, alergau, încă trupul fugea fără cap, 20 de metri. Așa în inerție și de luptă, de... Și multe cazuri de este fel povestit, el dă, tare mult nu a luptat, când din 44 de ani mai puțin la noștri nu revenit. Și ultimul război l-a terminat la Königsberg, azi ca Leningradul de azi. Acolo avea și medalii pentru cucerirea Königsbergului. Am mai avut pentru vitejie sau zafagul, cum se numește medalii și avea, era la nivelul unui orden. Sucotea, pentru că la soldați nu prea se dădea ordine, se dădea mai ofițer ordine. Dar medalia asta era la ușor un nivel de ordine. Avea niște listiri acolo, odată n-am putea să toată unui teritoriul, toată unui soviet să facă călătorie dintr-un cap, în altul fără plată. Aveau. Și la început, primii ani, apoi îi plăteau și niște bani pentru asta. Aveau. Pe urmă s-au mai schimbat. Vremurile s-au mai astea și nu s-au mai folosit nici el, nu știu. Nu mai țin minte de-am ce-a fost. Din medalii de luptă care le-am mai avut acolo, cu părere de rău... Nu le-ați păstrat? Nu le-am păstrat, mai în primul rând eu, că le-am... Le-am folosit pe... Mai ieșeam copii pe drum și îmi puneau medalii, ne le prindeam în piept și ieșeam la joacă și undeva s-au pierdut. Atunci nu îmi dădeam seama ce înseamnă asta, azi îmi dau seama, dar asta e situația, nu sunt. Au rămas numai ce sunt menționat în livretul militar, acolo în ceva, ce ordine are, ce medalii are și restul medalii de jubilare, de numai la fiecare. Și el a fost ultimul veteran din sat, care în 2015 a participat la meeting-ul solemn la 9 mai la monument. Și apoi după asta, în luna august, la jumătate de august, o decedată. Și cam asta e istoria. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit în casa dumneavoastră și că v-am răscolit acele amintiri, pe unde plăcute, pe unde neplăcute. Ei, sunt plăcute, în orice caz, că ne aducem aminte de cei care au fost înaintea noastră.